FC Botoșani primește în acest weekend vizita celor de la Oțelul Galați. Partida se anunță una extrem de disputată, dat fiind faptul că cele două sunt singurele formații din Superligă care nu au bifat încă nicio victorie în actuala stagiune a primului eșalon. Antrenorul Mihai Ciobanu speră că echipa sa va fi cea învingătoare după fluierul final. Ambele echipe sunt în zona fierbinte a clasamentului. Ambele echipe au ambiții, ambele echipe au în spate câte un oraș care este pasionat de fotbal și sigur că da, suntem obligați să aducem 3 puncte, pentru că doar 3 puncte pot aduce, să spun așa, liniștea. Și jucătorii își doresc cu orice preț să încheie seria rezultatelor negative și cred că acest meci ar putea reprezenta începutul revirimentului echipei. Da, clar, e momentul pentru o victorie. Mâine ne va aștepta un meci dificil împotriva echipei Oțelul, care n-a început sezonul foarte bine, la fel ca și noi. De altfel, suntem singurele echipe din Superliga care n-au nicio victorie. Deci, probabil, vor căuta și ei pentru a obține prima victorie mâine. Dar mai puțin important asta, tot ce contează mâine e să fim concentrați la maxim și să luăm cele 3 puncte, care sunt cele mai importante. Și sper eu cu acest lucru să revină și entuziasmul și încrederea echipei. Partida dintre FC Botoșani și Oțelul Galați va avea fluierul de start sâmbătă la ora 17. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în anul 2015, an în care Oțelul a retrogradat la final de campionat.